La nivel național se discută de cumpărarea cel puțin 600 de microbuze școlare. În Gorj, autoritățile spun că vehiculele pe care le dețin sunt învechite și se defectează frecvent. Din ce mi s-a spus la videoconferința cu domnul prim-ministru, la Ministerul Dezvoltării Regionale se organizează licitația, este în curs de derulare și domnul Dragnea ne-a spus că se vor cumpăra minim 600 de microbuze. Acum licitația este în curs de derulare și suntem pregătiți atunci când ni se vor solicita de către Ministerul Pățământului, Ministerul Dezvoltării, să înaintăm lista pentru a fi primise la Gorj microbuzele de care avem nevoie. În momentul de față, la nivelul județului Gorj, există 69 de microbuze școlare. Pe lista de așteptare sunt în jur de 30 de solicitări, însă nu se știe câte microbuze vor fi trimise la Gorj. Câteva dintre comunele în care autoritățile au solicitat microbuze sunt Crușeț, Târgu Cărbunești, Glogova, Aninoasa, Țiclen, Telești și Vladimir. Da, avem un singur microbuz școlar care nu ne satisface nevoile. Avem nevoie de încă unul. Acest microbuz care îl avem face 4 curse, 2 cartier Tunci, 2 Ural-Umezii și copiii nu se încadrează să ajungă la ore. Între timp, până când guvernul va trimite microbuze școlare noi, proprietarii acestora vor trebui să facă verificarea tehnică până la deschiderea noului an școlar. Microbuzele destinate transportului de elevi vor fi verificate înainte de începerea anului școlar de către polițiști rutieri. Se va verifica valabilitatea inspecției tehnice periodice, precum și existența asigurării de răspundere civilă auto-obligatorie. Premergător începerii anului școlar, polițiștii rutieri, în colaborare cu autoritățile publice locale și Inspectoratul Școlar Județean, vor verifica autovehiculele destinate transportului de elevi. Astfel, va fi verificată valabilitatea inspecției tehnice periodice și existența asigurării de răspundere civilă auto-obligatorie. De asemenea, vor fi verificați conducătorii auto dacă dețin certificat de competență profesională, categoria corespunzătoare a permisului de conducere și valabilitatea acestuia. Prin aceste acțiuni, poliția română urmărește reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere în care ar putea fi implicate autovehiculele special destinate transportului de elevi, precum și verificarea respectării destinației exclusive a acestor autovehicule.